Bine v-am găsit, dragi prieteni, ca lumina lui Dumnezeu să intre acum în casa dumneavoastră, împreună cu această emisiune. Dragii mei prieteni, este o plăcere mare de a fi încă o dată aici să vorbim despre puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu nostru e atât de bun, Dumnezeu, El este atât de milostiv, pentru că oricine vine la El cu orice problemă, Dumnezeu nu tace. Dumnezeu răspunde. Și știți, dragii mei, când eu vorbesc că Dumnezeu nu tace, sunt cazurile, sunt mărturisirile care vorbesc în locul Domnului nostru Iisus Hristos. Mărturisirile vorbesc faptul că Dumnezeu, El este aici. De aceea, dragi prieteni, în această duminică, duminica aceasta va fi o slujbă minunată, o slujbă extraordinară, o slujbă în care dumneavoastră, care sunteți o persoană disperată, o persoană tristă, o persoană chinuită, o persoană oprimată, dumneavoastră care sunteți cu o tristețe profundă, dumneavoastră care aveți gânduri de sinucidere, gânduri de moarte, dumneavoastră care nu mai aveți succes, dumneavoastră doriți ca Dumnezeu să vă ajute, doriți ca Dumnezeu să facă un semn în viața dumneavoastră, atunci în această duminică sunteți invitații noștri. Dragii mei, Dumnezeu nu doar a făcut minuni, El face. El este, El a fost și este. El a făcut și face. Haideți acum să vedem ceea ce Dumnezeu a făcut în viața acestor persoane care au venit aici la catedrală duminică. Cum vă numiți? Mă numesc Ioana Vasilescu. Care problemă a fost? Am avut multe probleme și în familie și cu copii și de când vin aici la această biserică chiar mi-am rezolvat foarte multe probleme și în privința sănătății și în privința copiilor. Care probleme erau cu copii? Cu băiatul cel mare vrea să-și ia o mașină și am sacrificat și chiar și-a luat ce și-a dorit. Băiatul cel mic și-a cumpărat casă, a venit cu toată credința și rămân în Dumnezeu, nu mă schimb niciodată câte zile am de aici. Și familie binecuvântată. Și familia binecuvântată. Tot ce mi-am propus, Dumnezeu mi-a ajutat și mi-am îndeplinit. Mm-hmm. A meritat. Merită să vii și câte zile am, nu mă despart de această biserică. Amin. Părinte Lucian, vreau să depun o mărturisire. Ceea ce mi s-a întâmplat, am doi băieți. Joi au plecat de acasă. Unul în Anglia, unul în Germania. Cel din Anglia, ieri am primit telefon că a ajuns cu bine, prin rugăciunile mele, că m-am rugat la Domnul Iisus. Și am zis, Doamne, cum i-ai adus? Cu dragostea Ta, cu bunătatea Ta, așa să mi-i duci înapoi. Au ajuns foarte bine. Cel mic, ieri dimineață primesc telefon de la cel mare și spune că a ajuns bine. Și eu acum ca mamă dau telefonul, îi sun pe cel mic, pe Georgică, să întreb de ei. Nu mi-a răspuns la telefon. Atunci eu am intrat în rugăciune și m-am rugat. Părinte Lucian, cum am terminat rugăciunea, mă sună nepoțelul de 3 anișori și îmi spune, bunii, am avut un mare accident. Băiatul. Eu atunci am mărmurit, nu știam să mai vorbesc. Ce s-a întâmplat, părinte? A venit o ploaie torențială, a pierdut controlul volanului, s-a răsucit mașina în mijlocul șoselei, șosea națională, tirurile veneau și trecea pe lângă el. Dar Dumnezeu, în momentul când tirul s-a apropiat, mi-a luat, părinte, cu mâna acea puternică și mi-a aruncat în șanț. O zgârietură n-a avut, părinte. Mm-hmm. N-am cuvinte. Nici o zgârietură. Nici o zgârietură. Au venit intact. Scăparea lui Dumnezeu. Scăparea lui Dumnezeu. O întrebare. Vă rugați în favoarea lui aici la biserică? Da, părinte. Pozele lor sunt aici? Sunt aici, părinte. În panou? În panou, da. Atunci merită. Merită, părinte. Dumnezeu a ocrotit. Și atunci? Astăzi am primit iar o binecuvântare de la Dumnezeu, dar de-a lungul timpului eu am primit multe binecuvântări și... Eu știu. O să le primesc pe toate într-o zi. Cum era înainte viața dumneavoastră? Foarte grea, părinte. Când foarte ați ajuns grea. Aici, cum era?
Era distrusă. Mizerie? Mizerie, sărăcie, supărări în casă. Mm-hmm. Foarte greu era. Dar Dumnezeu mă binecuvintează încet, încet. Cum sunteți acum? Și eu am răbdare. Eu sunt bine, dar am încredere că Dumnezeu ne va izbăvi cu totul. Mm-hmm. Aveam probleme și cu copila, acum am nepoțele de la ea. Mm-hmm. Suntem bine. Domnul mă va scăpa din fiecare lucrare rea și mă va păstra pentru împărăția lui cerească. Domnul nostru, Iisus Hristos, El ne-a învățat. Și semnele vor însoți pe cei care cred. Vedeți, dragii mei, cei care cred îi vor însoți semnele credinței. Și semnele credinței care sunt? Ceea ce ați văzut până acum. Ceea ce dumneavoastră ați urmărit până acum. Și o să mai urmăriți. Pentru că în această emisiune dumneavoastră veți vedea cazuri veridice. Nu trucaje. Noi nu punem aici trucaje să înșelăm lumea. Nu. Noi suntem aici pentru a vă arăta că Dumnezeu există, că Dumnezeu este același Dumnezeu din trecut. De aceea Dumnezeu El vrea ca să veniți în casa Lui. El vă cheamă. Duhul lui Dumnezeu vă cheamă. Duhul Sfânt vă caută acolo unde sunteți și vă cheamă, dragii mei. El a zis, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu le voi da odihnă. Dumneavoastră doriți odihnă. De ce nu aveți oare noaptea odihnă? De ce oare dumneavoastră nu aveți pace? Nu aveți o familie fericită? Nu aveți, dragii mei, odihnă în familie. Nu aveți odihnă în sănătate. Nu aveți odihnă în viață. Nu aveți odihnă în nicio area vieții. Știți de ce? Pentru că nu ați venit la Domnul Iisus. Dar El a spus clar, negru pe alb scris, veniți la mine. Nu la mine, la Domnul Iisus. De aceea în această duminică, toți cei care îl vor căuta pe Domnul Iisus, îl vor găsi. De aceea, dragi prieteni, nu lipsiți. În această duminică va fi foarte tare. Dumneavoastră puteți face un acatist, o cerere de rugăciune. Înăuntru această cerere, dumneavoastră puteți spune exprimarea credinței dumneavoastră. Exprimați-vă credința, puteți spune acolo problemele în familie, problemele din sănătate, problemele din viața conjugală, sentimentală și dumneavoastră veți aduce aici la catedrală, îl veți pune în coș, pentru că în această duminică noi vom face provocarea coșului. Dumneavoastră veți pune această petiție înăuntru coșului. Noi ne vom ruga, vom prezenta lui Dumnezeu acest coș cu problemele dumneavoastră și Dumnezeu vă va binecuvânta. Așa cum multe persoane au fost binecuvântate care au venit aici, la catedrală. Cum vă numiți? Sunt Liliana din Brașov. Domnul Liliana, ce s-a întâmplat? Săptămâna asta am primit, nu vești bune, foarte bune, două vești. Două? Da. Secretara, prietena mea de la servici, m-a sunat, a zis să nu spun la nimeni că mi-a zis pentru mine. Am primit salariu mai mult. Mai mult? Da. S-a mărit. S-a mărit și luni am o primă de 3.000 de lei. O primă de 3.000 de lei? Da. Acești bani trebuiau dați de acum un an și ceva, n-au fost bani și folosind apa și rugându-mă, mi-a dat acești bani. Veste bună. Veste foarte bună. Cine a făcut asta? Duhul Sfânt și Iisus Hristos. Amin. Aplaudați pe Iisus Hristos. Vă mulțumesc. Domnul Daniel, cine era Daniel înainte de Duhul Sfânt? Eu înainte eram o persoană care purta ură, franchiună, eram rătocioasă, eram... ce e mai rău? Vorbiți un pic mai tare. Deci purtam ură. Ură? Da. Ranchiună, pentru că aveam multe probleme.
și s-a strâns foarte mult în inimă, în interior. Atunci dumneavoastră, trecutul dumneavoastră a fost un trecut foarte rău. Foarte rău, din cauza rânchiunii, din cauza urii, dumneavoastră aveați ură împotriva cuiva? Da. Împotriva cui? Era o persoană care îmi făcea tot timpul rău în casă și atunci știam, am văzut, adică ce așa, și tot timpul am prins foarte multă ură pe ea. Mm-hmm. Da. Și asta v-a chinuit, aceea ură, cum era inima dumneavoastră, interiorul dumneavoastră? Eram închisă, eram întunecată, tot timpul și mintea și inima era același cu gândurile acelea, că ea îmi face rău, că tot timpul era ceva împotriva ei. Și dumneavoastră, în perioada aceea, vă considerați o persoană religioasă? Mergeați la biserică? Cum era? Da, mergeam la biserică, făceam totul ce trebuia să fac în biserica ortodoxă, chiar aprindeam foarte multe lumânări. Aprindeați lumânări, dar aveați rânchiune. Da. Aprindeați lumânări, dar aveați ură împotriva cuiva. Exact, da. Uh-huh. Și când ați ajuns aici la catedrală, la locașul Duhului Sfânt, cum a început schimbarea vieții dumneavoastră? A început încet cu încet. La început nu prea înțelegeam, dar în timp, pas cu pas, am înțeles despre ce e vorba. Uh-huh. Dar a durat ceva timp, nu foarte repede. Uh-huh. Și v-ați dezlegat? Era o problemă spirituală? Da, aveam o problemă spirituală, dar foarte greu. Deci mi-a luat ceva timp până m-am dezlegat, până m-am eliberat, până am cunoscut adevărul. Dumneavoastră, cunoscând adevărul, ați înțeles că trebuia să iertați? Da. Ați iertat acea persoană? Bineînțeles că am iertat. Uh-huh. În momentul când a venit Duhul Sfânt, uh-huh, a făcut totul nou. Minte nouă, inimă nouă, dragostea. Dumneavoastră ați participat la postul lui Daniel? Da, în primul rând a fost înainte, până să înceapă postul Daniel, a fost sacrificiu, campania Focul Sfânt. Și în campania aceea, ce ați cerut? Am cerut tot. Că tot făceam, dar nu mi se dădea, deci era ceva care tot mă ținea pe loc. Uh-huh. Și parcă nu mai aveam nicio nădejde, parcă nu mă spuneam că Dumnezeu nu mă aude, nu-mi răspunde și era ceva înăuntru meu. Uh-huh. Și am dat mai mult în postul Daniel, atunci m-am adunat. Cum a fost postul lui Daniel pentru dumneavoastră? Ce ați făcut? Eu mai făcusem înainte, dar cred că nu am dat cu toată puterea. N-am dat tot timpul înapoi ca să pot să mă adun, adică ce persoană sunt și unde greșesc mai mult, să pot să fac. Atunci și... ați participat la postul și cum s-a întâmplat, cum a fost pecetluire cu Duhul Sfânt? Am făcut postul Daniel, dar n-am fost chiar în același timp. A durat foarte puțin și după care, într-o duminică, am primit Duhul Sfânt. Și în acea duminică, cum a fost? Vă amintiți ce s-a întâmplat? Eram acasă, într-o duminică după amiază, și atunci a venit prezența lui Dumnezeu, foarte puternică asupra mea. A venit întâi o pace, o iubire foarte puternică, care nu pot să o descriu. Și stăteam în pace, atunci am ieșit din pace și simțeam nevoia să merg pe stradă, să-i spun la oameni că Iisus te iubește și am simțit nevoia să vorbesc despre Dumnezeu. Dar a fost o schimbare înainte de a fi pecetuit? Da, bineînțeles, a fost o schimbare. Ați lăsat păcatul? Am lăsat tot timpul, adică era ceva greu care nu puteam să mă desprind. Mm-hmm. Ați iertat acea persoană? Sigur că da. Și astăzi, după pecetuire cu Duhul Sfânt, cine sunteți? Păi sunt transformată, sunt altă minte, o inimă nouă, curată, deci totul a schimbat în viața mea. O nouă creatură. O nouă creatură, da. O nouă viață. O nouă viață. Atunci a meritat tot efortul, tot sacrificiu să fiți pecetuite cu Duhul Sfânt. Exact. Și care sfatul dați pentru cei care încă nu sunt pecetuiți? Sfatul meu să facă acest post și să dea cu toată forța, să se adune, să se controleze tot ce greșelile și păcatele care sunt, că dacă e un păcat, nu îi dăm voie adică să ne căim de el, atunci va rămâne acolo și nu putem să mergem mai înainte, să trecem de obstacolul acela. Și nu putem să primim Duhul Sfânt. Totul s-a schimbat. Totul s-a schimbat. Fericită? Slavă Domnului! Amin. Aplaudați pe Iisus Hristos! Bună ziua! Bună! Cum te numești? Andreea!
Andreea, care este opinia ta despre această slujbă de duminică de dimineață la liturghie? Care, cu care simptome ai ajuns și cum te simți acum după această slujbă? În primul rând, când a venit la slujbă, a venit, să zic, oarecum cu o încărcătură sufletească. Și pe parcursul slujbei participând la rugăciune, m-am simțit din ce în ce mai bine, iar când a venit momentul să mă rog aproape de altar, am simțit o pace, o bucurie în interiorul meu și am avut o siguranță că totul va fi bine, că totul... Deci starea ta sufletească acum în acest moment, cum este după această slujbă? Este bine, sunt... Bine, în siguranță că totul o să fie bine. Starea ta acum emoțională e ok? Da. Atunci a meritat să vii astăzi aici la Catedrala Credinței? Cu toată siguranța, da. Ești mulțumit? Cum? Da, sigur. Recomanzi și la alte persoane care ne urmăresc acum în această clipă să vină, să participe duminică aici la liturghie la Catedrala Credinței? Da, cu tot din adinsul spun tuturor celor care urmăresc să vină, pentru că aici vor găsi de ceea ce ei au nevoie sau pe cine consideră că ar trebui să aibă în viața lor. O să fie totul bine. Mulțumesc frumos pentru opinia ta, ca Dumnezeu să te binecuvânteze. Așa să fie. Mersi mult. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Domnica, din Comuna Puranii de Videle, județul Telorman. Doamna Domnica, care sunt semnele și rezultatele care dumneavoastră le-ați avut aici participând la slujbele la Catedrala Credinței? Cum am o mare mărturisire vă dau, pentru nepotul cumnată mea, am adus poza aici și a participat de două mandate, adică a participat de două ori la primărie și n-a câștigat și primarul care a fost de patru mandate n-a făcut nimic în comună și el a câștigat acum... În puterea lui Dumnezeu a câștigat primăria. Și acum, de când veniți aici cu fotografiile dumneavoastră, participând aici în rugăciuni, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat o mare minune. Deci nepotul în partea lui cumnata mea a câștigat primăria la Purani. Și slavă lui Dumnezeu, adică mari și minunate minuni s-a făcut aici și se face. Și toată lumea să vină aici la Catedrala Minunilor, Catedrala Credinței, că... Este adevărat, slujbe foarte puternice. Deci sunteți mulțumită participând aici la aceste slujbe. Da, mare Dumnezeu și puternic este. Și dumneavoastră recomandați ca această persoană care ne urmărește acum, care este acolo acasă, trecând prin probleme familiare, dumneavoastră recomandați ca această persoană să vină aici? Să vină aici cu credință și cu încredere în Dumnezeu că toate se rezolvă. Că eu am avut mare realizare, adică în timp de 7 ani. Starea dumneavoastră emoțională, sufletească, cum este starea sufletească? Foarte bună, foarte bună, acum mă simt foarte bine. O altă persoană? Da, o persoană lui Dumnezeu, o persoană cu Duh Sfânt. Doamna Duminica, mulțumesc frumos pentru opinia dumneavoastră, ca Dumnezeu să vă binecuvânteze mult mai mult. Amin, așa să fie. Există răni ce sunt remediabile. Totuși, există acele răni pe care nici timpul, afecțiunea sau tratamentul nu le poate restaura. Acestea sunt rănile sufletești, cauzate de o trădare, de un abuz, de o pierdere, de o decepție. Cuvinte și atitudini care au rănit și pare că nimic nu le poate cicatriza. Aceste răni doar pot fi restaurate de doctorul sufletului. Duminică 28 martie, ziua restaurării sufletelor rănite, la ora 8, la ora 10 dimineață în special, la Catedrala Credinței din București, de pe șoseaua Funde numărul 11 în sectorul 2 și la toate locașurile Duhului Sfânt din țară. Domnul nostru Iisus Hristos a avut și are și va avea putere. Vedeți, dragii mei, ceea ce vedeți aici este puterea lui Dumnezeu. Nu pierdeți această oportunitate, această șansă. Vreau să vă anunț încă un lucru ca să nu uitați să vă dați ceasul înainte. Să vă dați ceasul înainte cu o oră, pentru că acum noi vom trece la ora de vară și dumneavoastră să nu uitați să dați ceasul înainte. Sâmbătă spre duminică se dă ceasul înainte cu o oră
Și să nu uitați că dacă veți veni la ora, să zicem că vreți să veniți la slujba de ora 8 de dimineață și vă treziți la 7, cum de obicei acum ceasul normal, atunci dumneavoastră în loc să ajungeți la ora, la ora 8 veți ajunge la ora 9 și atunci veți ajunge aproape de finalul slujbei de ora 8. Atunci e bine ca să fiți foarte atenți, să nu uitați sâmbătă spre duminică să vă dați ceasul înainte cu o oră, da? Bine, dragii mei prieteni, cum spuneam, este momentul rugăciunii. Eu am aici paharul meu cu apă și dumneavoastră bănuiesc că ați pregătit un pahar cu apă. Haideți să ne rugăm. Este momentul așteptat, momentul oportun, oportunitate pentru toți. Este momentul rugăciunii. Să ne rugăm să vorbim cu Tatăl nostru ceresc. Pregătiți acum paharul cu apă și în câteva minute ne vom ruga în favoarea dumneavoastră. Dumnezeu nostru și Tatăl nostru, Doamne, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, eu intru în prezența Ta în acest moment cu sute, cu mii de persoane care ne urmăresc, Doamne, aici în țară și din străinătate. Dumnezeul meu, ascultă-te, rog, rugăciunea noastră. Ascultă-te, rog, rugăciunea tuturor celor care în momentul acesta ne ascultă. Și ca puterea Duhului Tău Sfânt, Doamne, să atingă pe cei oprimați, să atingă pe cei mâhniți, pe cei oprimați, debusolați, triști, această mamă care numai cât plânge, această soție care e disperată. O, Doamne, eu mă rog pentru problemele tuturor celor care s-au înscris în cartea de rugăciuni. Ne-au sunat, Dumnezeu, au insistat și au sunat și au inclus problema lor la cartea de rugăciuni. Doamne, te rog în numele lui Iisus, binecuvântează pe toți cei care ne-au sunat. Atinge-L pe cel care e la spital acum. Dumnezeu meu, ocrotește această țară, ocrotește, ferește această țară de această pandemie, de acest virus, Dumnezeu. O, Doamne, ferește, ocrotește familia, ocrotește, Dumnezeu, pe toți cei care cred. Pentru că, Doamne, numai Tu ne poți păzi, ocroti. O, Dumnezeul meu, atinge cu puterea Ta. Doamne, binecuvântează țara România, binecuvântează președinte, autoritățile. Dumnezeul meu, în numele Domnului Iisus, dă, Doamne, înțelepciune pentru acea persoană, un medic, pentru cei care sunt în știință, ca să descopere, Dumnezeu, un vaccin, ca să se termine această urgie. O, Doamne, pentru că multe familii acum au intrat în doliu, mulți sunt în doliu, Doamne, doliu de suferință, că au pierdut pe cineva drag. Atunci, Doamne, eu te rog pentru toți, binecuvântează, Doamne, familiile lor. Ocrotește, Doamne, de totul ce este rău această țară. Dumnezeul meu, Tu ai spus că ochii Tăi sunt peste tot pământul. Atunci, Doamne, te rog, adu-ți aminte de noi, adu-ți aminte de această persoană care suferă. Te rog, Doamne, ia aminte la strigătul meu, ia aminte, Doamne, la această rugăciune și ocrotește această țară. Și binecuvântează poporul Tău, binecuvântează, Dumnezeu, poporul român, binecuvântează națiunea română, binecuvântează și ocrotește, Doamne, această țară de totul ce este rău, în numele Domnului Iisus Hristos. Doamne, sfințește și binecuvântează acest pahar cu apă, această cană cu apă, care această persoană ține în mâna ei. Când ea va bea, să primească forță, să primească putere, Doamne, oriunde s-ar afla, poate că este acolo la închisoare, poate că este acolo într-un azil, poate că este acolo la un adăpost de noapte, eu nu știu.
oriunde s-ar afla acest suflet mâhnit, această persoană înlăcrimată, disperată, să fie acum, Dumnezeu, întărită prin puterea Duhului Tău Sfânt. În numele Domnului Iisus. Amin. Așa să fie. Amin. Dragii mei, cu încredere în bunul Dumnezeu, beți această apă și să fiți binecuvântați. După atâtea lupte, dureri și suferință, în fața atâtor eșecuri, luptând împotriva timpului, înconjurat în toate părțile, fără să am o direcție, nu mai am motive ca să zâmbesc, am doar ca să plâng. Dumnezeul meu, Tatăl meu, ascultă acum rugăciunea mea, răspunde-mi, Tatăl meu, doar Tu poți să mă înțelegi. Am bătut la multe uși, dar nu am... Unde vă este mai aproape dumneavoastră, puteți merge. Acolo, exemplu, în Constanța, în Iași, acolo în Pitești, Ploiești, acolo în Cluj-Napoca, acolo în Timișoara, sau aici în sectorul 5, în trafic greu, sau dumneavoastră puteți merge în sectorul 1 din București. În București noi avem încă un locaș al Duhului Sfânt. Dragii mei, în această duminică nu pierdeți această slujbă, pentru că Dumnezeu, El are grijă de dumneavoastră și de familia dumneavoastră. Dragii mei prieteni, în încheierea acestei emisiuni, eu vreau să mă rog împreună cu dumneavoastră, Tatăl nostru. Da? Vom face încă o rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor. Și cine crede, spuneți, amin, așa să fie. Dragi prieteni, sunteți binecuvântați. A fost o plăcere să fiu aici cu dumneavoastră astăzi. Să aveți pace, lumină în suflet. Fiți tare. Știți un lucru? Totul vine, dar totul trece. Și cu Dumnezeu totul va trece. Totul va trece, dragii mei. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu trece. Cerul trece. Pământul trece. Această pandemie va trece. Și Dumnezeu, dragii mei, El va purta de grijă întotdeauna de dumneavoastră. Până data viitoare, îmbrățișare tuturor, ne vedem duminică la catedrală. La revedere, pe curând, numai bine!